Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Time Out, emisiunea care astăzi îl are invitat pe Iulică Cojocaru. Bună, Iulică, bine ai venit în cadrul emisiunii. Și vă mulțumim pentru invitație. Antrenor la Petrosport Ploiești și totodată referent al Federației Române de Fotbal pentru mai multe județe, inclusiv județul Prahova. Îl cunoașteți, a mai fost prezent în platoul nostru și de aceea o să încep direct cu întrebările pe care le-am pregătit pentru astăzi. S-au împlinit, iată, 6 ani de când ești referent zonal pentru județul nostru. Te rog să-mi spui care sunt cele mai notabile nume pe care le-ai propus din Prahova pentru loturile naționale. Da, într-adevăr s-au împlinit 6 ani de când domnul profesor Gheorghiță Giolgău a avut încredere în mine și m-a numit referent zonal pe județul Prahova. Înainte am fost și pe Dâmbovița decât un an. După fiecare județ din țară a avut câte un referent. Pe județul Prahova implicit am rămas eu din partea Federației Române de Fotbal, din partea departamentului de scouting. Ce să vă spun, am început această activitate cu generația de 2002, țin minte, la Târlungeni, a fost prima selecție de acest gen, unde s-au întâlnit cei mai buni copii din țară în urma Cupei Speranțelor, care se făcea la momentul respectiv și care, din punctul meu de vedere, și cred că sunt la sentimentul majorității oamenilor din teritoriu, a fost cea mai bună variantă de selecție care a existat până în acest moment. De ce spun treaba asta? Pentru că niciun copil de perspectivă nu putea să scape de acest trial de valoare, de mare perspectivă, să rămână pe din afară, vreau să spun. Pentru că erau cel puțin 10 jocuri în care puteam să vedem copiii și în care puteam să ne edificăm asupra potențialului lor. Și implicit au fost ultimele faze, cea semifinală, care se făcea pe mai multe județe, și cea finală în care ne întâlneam pe regiuni, la Buftea sau la Mogoșoaia, și unde se făcea lotul de 33 sau 44 de copii pentru echipa națională Under 15 de fiecare dată. Am propus și cred că am avut și ochi la momentul respectiv. La 2002 era Iani Stoica, a ajuns să joace la Liga 1. Mario Bratu l-am dus la o selecție la Slatina, țin minte, era antrenorul domnul Oprescu, Dan Oprescu era la generația de 2000, era antrenor. Apoi Nicolae, fundașul central, care acum este la Corvino, la fel, a ajuns la echipa națională. La 2003 Bucur, la fel, a avut și el, a cochetat cu echipa națională, a fost la câteva acțiuni de selecție. Coborăm către generația de 2004, în care îl regăsim pe Stankovici, pe Victor, care la fel joacă, a și debutat la FCSB într-un meci de cupa cu este la Liga a doua, joacă la Unirea Deș. Sergiu Șerban, care și-a făcut debutul la Sepsi, acum este la fel la Liga a doua sau la Liga a treia, nu știu pe unde este la momentul respectiv. Coborâm Sergiu Șerban 2004, Victor Stankovici 2005. Coborâm către 2006, au fost Augustin Dumitrache, care este la în lotul Petrolului la momentul acesta, a fost și pe la Ucluj, a ieșit campion cu Ucluj, a luat și cupa în anul trecut, a semnat cu Petrolul începând din vara acestui an. 2007, la 2006 a mai fost și Tudor Alessio, care are câteva jocuri la echipa națională. La 2007 a fost fratele lui Victor, a fost Vlad Stankovici, care face parte din lotul Unirii Deș, la vârsta de 17 ani. Are el acum și are foarte multe jocuri, a fost și capitanul echipei naționale. Rareș Iliescu, la fel, și el este plecat la Ternana, chiar a fost la noi la Petrosport, acum este la Ternana. Mai sunt ceva. Da, la 2008 Oancea Andrei, care acum face parte din lotul Farului Constanța din această vară. Chiar domnul Haci l-a promovat la echipa mare și a făcut antrenamente cu echipa mare. Ianis Răducanu, la fel, la Farul Constanța. Mihai Ninaci, care este la Craiova la momentul ăsta, la fel, foarte multe jocuri și capitanul echipei naționale.
Under 15 a fost, din păcate, la 2009 din județul Prahova, decât un jucător s-a regăsit anul acesta în, în lotul reprezentativ, jucător Flaviu, care de la HM Câmpina, de la Dani Hagianu, a plecat în vara acestui an la Craiova. Un jucător foarte bun, un atacant bun. Sunt foarte mulți copii de perspectivă. Județul Prahova tot timpul a oferit jucători de mare perspectivă. Din păcate, mă așteptam la mai mult anul acesta și mă aștept pe viitor la mai mult, dar situația bazelor sportive, a infrastructurii și a tot ceea ce se întâmplă în județul Prahova legat de acest lucru mă ține un pic, să zic, pe loc în a gândi că putem oferi tinere talente pe viitor, pentru că toate cluburile se confruntă cu mari probleme din punct de vedere al infrastructurii. Păi facem ce facem și iată de câțiva ani de că vin la emisiunea asta, subiectul ăsta din păcate renaște. Da, din păcate. Adică în loc să ne îndrăvenim, mai rău ne îmbolnăvim. Da. Și vorbim despre aceeași și aceeași temă. De ce oare nu se fac aceste baze? Păi care este raționamentul? Este, eu am purtat discuția asta, cum a spus și noi asta, și o purtăm de fiecare dată. Bazele sportive, după părerea mea, pentru că este foarte greu un club mic sau și Petrolul, nu cred că au bani să facă, să-și facă o bază sportivă. La momentul ăsta mă refer. Eu nu vorbesc neapărat de club ca entitate, eu vorbesc neapărat de ajutorul pe care poate să-l dea municipalitatea pentru o echipă fanion. Da. Eu nu vorbesc pentru o echipă măruntă. Ne uităm în toate județele la momentul acesta și în fiecare județ se regăsește o bază sportivă de dimensiuni mai mari sau mai mici. Chiar vorbeam cu colegii mei referenți. A deja început, aproape în toate județele s-au construit terenuri, s-au construit stadioane, s-au construit baze sportive unde tinerii jucători de fotbal să-și poată desfășura activitatea și să poată progresa exact cum trebuie, să lucreze ceea ce trebuie cu antrenori și preparatori fizici și tot ceea ce le trebuie pentru a se dezvolta și a ajunge. Uitați și noi astăzi ce se întâmplă la momentul acesta. Suntem pe un trend bun și la nivel național, la toate reprezentativele de fotbal. Eu zic că se poate face fotbal. Noi, ca și genă, ca și nație, suntem un popor foarte talentat din punctul ăsta de vedere. Din păcate, vedeți și dumneavoastră că a fost acel proiect și acea lege care interzicea joacă copiilor în curtea școlii. Din punctul meu, bizar, pentru că noi... Păi dacă nici suntem vremuri, mai jos, acolo creșteau fotbaliștii și copiii în curtea școlii. Toată lumea juca în fața blocului și în curtea școlii. Da, și la sate și la comune. Exact, peste tot terenul din curtea școlii era sfânt. De dimineață până seara era bântuit, să zic în ghilimele, de către copiii care făceau fotbal de dimineață până seara și aveau foarte multe ore de joc de fotbal, nu ca acum. Vrem să creștem jucători, dar săracii fac decât o oră jumate, două ore maxim pe zi. Pe când, pe vremuri, cu terenurile acestea, care nu erau multe, dar erau sfinte, cât era ziua de muncă, bântuiam de dimineață până seara. Și zăpadă, și iarnă, și dimineață, și frig, și de toate. Iulian, am văzut că ești pe lângă referent, mai și calitatea antrenorului secund la echipele acestea. Spune ce presupune o astfel de activitate și ce, cum arată un segment, așa, să zicem, un semestru din viața de antrenor secund la o echipă de asta națională. Da. La fel, am 6 ani de când sunt antrenor secund la loturile naționale, Under 15, Under 16 și acum Under 17. Este primul an de când sunt și la Under 17 împreună cu domnul antrenor principal Nicu Roșca, care a fost înainte la Academia Hagi. Uh-huh. Un om de altfel minunat, profesionist, un caracter foarte frumos, dar un om care răsuflă fotbal și care trăiește numai pentru fotbal. Ca atare să văd și rezultatele, pe lângă faptul că avem o generație, din punctul meu de vedere, foarte talentată, la Under 17, adică 2007, și tot stafful și toate persoanele și tot ceea ce implică suportul Federației Române de Fotbal au fost exact cum trebuie pentru ca noi să facem performanță. Ca atare ne-am și calificat la turneul de elită, care se va desfășura în luna martie și sper eu și sunt convins că o să ne calificăm și la campionatul european și mai departe, de ce nu, să terminăm în primele 6-7 și să mergem la campionatul mondial, să fie o premieră așa în fotbalul românesc. Care au fost și
Vorbiți despre tehnicienii cu care lucrezi acum la echipa națională. Vorbesc de principali. Da. Deci am lucrat pe rând, să zic așa, cu domnul prima oară când am ajuns la echipa națională ca antrenor secund. Noi avem contract de colaborare, având în vedere că lucrăm și la cluburi în teritoriu, în județul Prahova, nu putem avea contract permanent. Uh-huh. Avem contract de colaborare în momentul în care suntem solicitați să facem parte din stafful unei anumite reprezentative, under 15, 16, 17, mă rog, sau 20 sau 18, ca antrenori secunzi, mă refer, se încheie un contract de colaborare între noi ca și... Pe ce perioadă? Pe perioada desfășurării acțiunii. De exemplu, deci durează o săptămână, 10 zile, da, pe perioada determinată că durează acțiunea. Și pe asta, dacă ai acționat 2 săptămâni, ești retribuit funcție exact, de aceste două săptămâni. Suntem remunerați. Și după aia, altă pauză și altă convocare. Pauză, depinde de câte ori sunt acțiuni la lotul respectiv. Și cam de câte ori sunt așa? Pe parcursul unui an, să zicem. Păi anul acesta, slavă Domnului, am avut la această categorie 2007, având în vedere că am avut și calificările pentru turneul de elită al campionatului european, ce se va desfășura anul viitor în luna, sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie în Cipru. Au fost... Da, practic înainte de campionatul european. Am avut din luna septembrie al anului trecut și până în momentul de față, am avut 26 de meciuri, 25 sau 26 de meciuri, dintre care doar 6 înfrângeri, 6 rezultate de egalitate și restul victorii. Bun. Am fost, da, din păcate ne-a bătut Cehia la această categorie de vârstă de 3 ori. Mi-ar place să ne calificăm la campionatul european și să picăm cu ei în grupă și acolo să ne luăm revanșa, să fie treaba bună, să pot să dorm și eu liniștit noapte. Că nu-mi place să mă bată cineva mai mult de 2 ori. Începând în 2017, Federația Română de Fotbal are o strategie de la care am urmărit și eu, nu prea să abate. Vorbește-ne despre ceea ce se întâmplă în momentul de față. Federația Română de Fotbal insistă foarte mult și văd că, în ciuda nenumăratelor piedici, care sunt puse și de-a stânga și de-a dreapta, dar le dau pe seama că cine nu muncește nu greșește, iată, își ține linia. Da. Într-adevăr, prima strategie, să zic așa, a fost făcută începând cu anul 2015, chiar până în 2020, pe o perioadă de 5 ani, și începând cu 2021 până în 2026. Deci s-au făcut două strategii până în momentul acesta, fiecare pe câte 5 ani. Cincinale, da. Să zic așa. 5 ani, eu zic că, cu toate că sunt multe guri rele, sunt ghilimele, care spun că nu se face, că nu e performanță. Nu, nu e așa. Eu vă spun că au existat 10 ani morți între generația lui Chivu și a lui Mutu și generația aceasta care ne-a reprezentat la Under 21. Și dacă țineți dumneavoastră minte, la o emisiune de acum 3-4 ani de zile, vă spuneam că atunci când această generație, acești copii, or să ajungă undeva în jurul vârstei sau între 26-29 de ani, noi în momentul acela o să avem reprezentativă bună, echipă națională bună, cu care ne vom califica 3-4 campionate europene sau mondiale. Și eu spuneam atunci că nu mai avem timp să mai trăim atât exact, de mult. Exact. Și uitați că am avut gura aurită, să zic așa, primul pas a fost făcut, cu toate că nu prea multă lume s-a aștepta să întâmple treaba asta, dar ne-am calificat la un campionat european într-o grupă în care, dacă o luăm după calitatea și după valoarea loturilor fiecărei echipe care a fost în grupa noastră, noi cred că eram penultima echipă. Ca și valoare. A, da. Ca și valoare. Cam a patra, așa. Da. Undeva de nivelul Belarusului ca și valoare, adică la bani mă refer, cât costă da, loturile. Bine. Ca valoarea lotului și ca valoarea lotului. Investițiilor. Și uitați sigur. Că nu s-a pierdut niciun meci, ba din contră a fost o campanie foarte bună. Federația a avut răbdare și felicitări domnului Răzvan Burleanu. Nu sunt din acela care, cum să zice, pupin curist, că nu, că așa e vorba, dar nu, să văd rezultatele. Trebuie să vorbim realist. Când e, când nu e, nu e. Când n-a fost, n-a fost. Dar spuneam, aveți răbdare, că o să fie. Și eu zic că e. Având în vedere că echipa națională de seniori este calificată la un turneu final. Under 21 e pe locul 2 cu șanse mari de a merge la turneul final. Under 19 sunt calificați la turneul de elită. Uh-huh. Under 17, unde sunt și eu, am fost antrenor secund, suntem calificați mai departe la turneul elită. Eu zic că ușor, ușor strategia de care dumneavoastră pomeneați dă roade și
având în vedere că absolut toate loturile reprezentative, inclusiv cele feminine, dispun de cele mai bune condiții de pregătire, cele mai bune condiții de deplasare, de echipament, de tot ceea ce înseamnă suportul tehnic din jurul echipei, infrastructură, tot ceea ce înseamnă deplasări, repet, este asigurat și este în condiții optime pentru desfășurarea activității și pentru a face performanță. În opinia mea, multe guri spun că nu se pricepe președintele, adică domnul Răzvan Burlea, nu se pricepe la fotbal. Da, probabil că nu se pricepe la fotbal, în opinia dânșilor. Eu zic că se pricepe foarte bine. Dar ca manager, și eu zic că o asociație, cum e Federația Română de Fotbal, că e o asociație care nu primește bani din partea statului. Suntem singura federație... Dar trebuie să gospodărească. Suntem singura federație de între handball, volei, toate federațiile, care nu cere și n-a primit niciodată. S-ar putea, din ce am înțeles, că o să primească ceva bani în viitor. Vedeam ce vorbeau domnii din politic. Așteptăm cu nerăbdare alegerile de la anul, pentru că știți cum e în campanie, toată lumea zice, promite. Toată lumea vrea. Vrea și dorește numai lucruri frumoase, te impresionează. Până, zic, până atunci și după, nu știu ce mai fi. Să dea Dumnezeu să schimbe... Iulian, de ceva vreme Asociația Județeană de Fotbal Prahova, braț la braț cu Federația Română de Fotbal, a demarat selecții cu copii care se ducă către programele de training ale Federației Române de Fotbal. Nu știu, din informațiile pe care le dețin și eu, sunt totuși câteva entități, cluburi de aici din regiunea noastră, care se opun cu îndârjire ca acești copii să ajungă. Dar care să fie rațiunea pentru care există atâta reticență? Ca să mergem așa cronologic și politic, cum îmi place mie să spun, făcând parte tot din această strategie implementată de către Federația Română de Fotbal sau care se vrea implementată până în anul 2026, pe parcursul acestor ani au apărut unele competiții majore, din punctul meu de vedere foarte utile, cum este Campionatul Național de Tineret. Este, nu se compară cu cel care era înainte și de care toată lumea vorbește și și-l dorește, pentru că niciun club nu, din Liga 1 nu-și dorește treaba asta, pentru că e o cheltuială foarte mare, dar s-a găsit această portiță, această posibilitate ca trei copii mai mari de vârstă de la echipa mare să joace în Campionatul Național de Tineret. S-a făcut Liga Elitelor, Under 17, 16, 15, 14. Ceea ce nu a existat așa ceva până în acest moment, unde joacă toate echipele bune din țară. Și noi am prins anul acesta loc la Under 14, sperăm că la anul să facem un proiect mai bun. Când noi spui Petrosportul, vorbești de Petrosport. De Petrosport, da. Sper că la anul să facem un proiect mai bun și să putem să participăm și noi la aceste competiții, unde cine ne reprezinte pe plan național la aceste competiții este echipa Petrolul Ploiești, care este înscrisă la toate categoriile de vârstă, la toate grupele de elită, trecând peste aceste competiții de elită care au fost organizate și care primesc bani din partea Federației Române de Fotbal pentru desfășurarea lor, nu știu ce sumă, nu m-a interesat pentru că n-am fost implicat. S-a mai fost și se află în desfășurare o Cupa Satelor, un proiect de suflet al președintelui și al staff-ului din jurul dânsului, care vrea să implice toți copiii de la sate care nu au posibilitatea să vină să facă fotbal de performanță la orașe. Pe această cale felicităm grupa PNG anul acesta. Ștefan Ștefan de la Strejnic a câștigat, ca și anul trecut de altfel, și reprezintă județul Prahova la această competiție. Și îl felicit pe această cale pentru activitatea depusă, pentru că e o muncă și munca trebuie apreciată. Mie nu mi-ai răspuns la întrebare. Te-am pus întrebarea de ce acum anumite cluburi... Acum ajungeai? Acum ajungeam, okay. Da. S-a mai făcut și Cupa Timbarc. Pe lângă aceste competiții care au fost organizate, s-a făcut Cupa Speranțelor pentru selecție pe plan local și s-a coborât ștacheta până la vârstele de 10, 11 și 12 ani, începând de anul trecut. Eu aș zice că s-a urcat. S-a coborât ștacheta. S-a coborât ștacheta, bine, ok. S-a coborât ștacheta din punct de vedere al vârstei și s-a crescut din punct de vedere al rezultatelor, al perspectivei, mă gândesc eu. Da. Sigur că da. Având în vedere că putem monitoriza copii pe viitor care
pot face parte din naționale under 15, 16 și mă rog, Doamne ajută pentru naționala mare a României, ăsta e un lucru benefic. Pentru că e ca o sită, toți copiii vin la selecție, trec prin câteva jocuri și ajung la faza finală, care s-a desfășurat 2 ani la rând la Râmnicu Vâlcea, la Govora, o zonă bună, unde au fost acțiuni foarte bine organizate pentru acești copii. Din păcate, și să revenim și vă răspund la ce m-ați întrebat dumneavoastră, sunt anumite cluburi în Prahova și nu numai în Prahova, și în țară, care, din anumite sau din vari motive, nu vor sau nu trimit copiii la selecție. De ce? Pentru că... Vorbind de orgolii? Orgolii, într-adevăr, răutăți pot, le pot spune. Deci dă-mi un exemplu, nu păi exemplu de Gheorghe și vă Vasile. Vă dau exemplu acum, cel mai edificator este că dacă vin copiii la selecție, eu reprezentând clubul Petrosport, îi iau eu și vin la mine la Petrosport, le fur deci la copii. Așa este? Păi haideți să o luăm așa, vă spun CSM Ploiești, de exemplu. Așa. Nu trimite copii de când se ocupă și e... Răspunde? Cimnu Săniu, știu cum să numesc. E antrenor acum, că e declarat antrenor un anumit domn și nu vrea să-i lase. Despre cine lăsat. Vorbești? Nu vreau să dau nume, dumneavoastră dar știți mai bine. Dar nume nu e acolo. Păi a fost acum la o emisiune la dumneavoastră, nu la emisiune, a fost la o discuție cu domnul director de la CSM și era. Așa? Și din Socol. Era unul lângă altul. Nu vreau pe să dau era? Nume. Era? Vivi Răchită. Nu vreau să dau nume. Și este... Nu i-a lăsat să meargă. Am informații de la, de la domnii antrenori. Cu ce se ocupă acolo? Nu știu, eu nu mă pricep. Nu, vă spun și eu ce mi-au spus. Și atunci de ce spui că nu i-a lăsat? Domnii antrenori care au grupele respective mi-au spus că nu au fost lăsați de către un anumit personaj. Nu pot să dau nume. Păi dar nu mai era nimeni acolo, de către Chita și Vlad și Mica. Mă rog. Nu i-a lăsat să vină. De ce? Nu știu. Răutăți față de mine sau față de da, federație? Aveți sau... ceva, o chestie personală? Eu n-am nimic cu dânsul. Dânsul poate are ceva cu mine pentru că am văzut că mai vorbește pe la emisiunile astea pe la București. Eu n-am nimic cu dânsul. Că n-am... ce? Păi... Că vorbește că ce? Ce vorbește? Ce? Că iau copii și că fac selecțiile să-i aduc eu la Petrosport. Stați ca să termin ce vreau să vă spun. Și apoi... Nu te las să vorbești până nu spui dacă într-adevăr așa se întâmplă. Nu, în urma selecției sau... le duci la Petrosport? Nu. Și atunci... Vă dau și exemple și cu hârtii, m-ați înțeles? Adică okay. Se poate verifica la AJF Prahova câți copii am luat eu de la clubul CSM, urmează încă două cluburi, de exemplu, care în ultimii ani nu au mai vrut să mai trimită copii la selecții și nu știu de ce, pentru că, după părerea mea, privează copiii de o bucurie și de șansa lor de a apărea în echipele naționale. Cum și alte cluburi au trimis și au apărut copii, uite, de exemplu, HM Câmpina. Are copil de 2009 la echipa națională. Petrolul Ploiești, Mignea Rădulescu. Până anul trecut, nu fusese decât la două selecții, dar selecții, nu la jocuri. Și am vorbit cu antrenorul de la echipa respectivă, de la Under, și am spus, ia-l și pe Mignea și uite-te un pic, cheamă la un joc, nu decât la selecție, să vezi că e un jucător foarte bun care te poate ajuta. L-a chemat pe Mignea Rădulescu. Alin Boțogan, am uitat să vă spun de Alin Boțogan la 2004. Care sunt Alin toți Boțogan, și el și Mignea și a fost la echipa națională. Deci da. Toți au venit și au făcut parte din aceste selecționate județene în urma selecțiilor făcute pe plan județean, apoi pe 6 județe, adică regiune, și au ajuns mai departe la faza finală. MX Pro sau Vicky Improsisk este una dintre aceste echipe. Până acum 2 ani de zile trimitea copii. Ca atare, de la grupa de 2007, Sora și Manghiniță au făcut parte din aceste selecții până la faza finală. N-au trecut de faza finală, dar au fost... Și atunci de ce, dacă tot se dovedește că nu îi iei către entitatea la care lucrezi? Au făcut și o hârtie pe la federație, vreo 5-6 echipe, să spună să nu mai fiu referent zonal pe Prahova. Motivul? Motivul că le iau eu jucătorii la copii când îi chem la selecție. Deci tu ai putut demonstra faptul că nu ei? Păi se demonstrează asta foarte simplu. La Asociația Județeană de Fotbal sunt acorduri de transfer. Eu n-am luat niciun copil de la MX Pro, dânși au luat jucători de la mine. Eu n-am luat niciun copil, sau dacă l-am luat, a venit vreun copil, a venit înapoi, adică a fost la mine, a plecat la dânsii și s-a întors din nou la mine, cum e cazul lui Ninaci. A stat un an acolo și apoi s-a întors la noi. M-ați înțeles? Și acum e la Craiova copil. De la școala Toader n-am luat niciun copil,
De, acum, anul acesta, dânsii n-au mai putut să înscrie echipele la Junior C pentru că nu mai au categoria aceasta de vârstă și copiii au rămas în aer, copiii de 2008 și 2-3 copii au venit la mine. De ce? Pentru că nu mai aveau competiții unde să joace, nu le-am mai oferit competiții. Că am văzut că dânsii nu fac decât până la vârsta de 12-13 ani. Mai departe încearcă să dea copiii pe la alte echipe. Am văzut că au făcut și un protocol cu FC Petrolul Ploiești. Copiii mai talentați să meargă acolo și eu îi felicit și mă bucur pe această cale. De fapt, asta era o idee a mea, nu de acum, de 3-4 ani, de când vă știți că v-am și spus cu Claudiu Tudor, să facem gen piramidă, cu vârful să fie Petrolul, ca cei mai talentați copii să-i regăsim acolo. Din păcate nu s-a putut, pentru că a fost cu promovare, apoi cu să scăpăm de retrogradare. Mă rog, sper să se facă ceva în viitorul apropiat pe această cale. Marius Codescu, care a fost și la dumneavoastră în emisiune și care este un om extraordinar și profesionist de săvârșit, este un om deschis, am și purtat cu dânsul o discuție pe această temă, vrea să facă, dar din păcate situația financiară care este acum și condițiile și infrastructura ne țin un pic pe loc pentru că nu... Trebuie o bază. Am ajuns la Petrolul și de aceea rog colegii din regie să-mi pregătească materialul cu promo pe care l-avem generat în fiecare săptămână. Revenim după acest calup de publicitate, calup care cinstește centenarul Petrolului care va avea loc la anul și unde sperăm ca echipa lupilor să urce cât mai mult în ierarhie și eventual să o vedem în preajma Cupei României chiar câștigând acest trofeu. Și ne întoarcem la invitatul meu, la Iurică Cojocaru, care trebuie neapărat să-mi explice cum vezi tu, care este, în opinia ta, revirimentul ăsta pe care Edi Iordănescu l-a produs la echipa națională? Ai fi crezut vreodată că Edi poate să facă față cu succes, în primul rând, marilor piedici care i s-au pus încă din start? După părerea mea, au fost foarte inspirați atât directorul tehnic al FRF, adică domnul Mihai Stoichiță, în alegerea dânsului, în primul rând, și implicit domnul Răzvan Burleanu, pentru că a mers pe mâna dânsului, pe mâna domnului Stoichiță, pentru că domnul profesor Stoichiță l-a propus și dânsul l-a acceptat împreună cu Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal. După 2-3 mandate, eu nu le zic eșuate, a fost o etapă de tranziție fluctuantă, în care oricare antrenor era la momentul respectiv, o ducea rău. N-avea ce să facă, nu putea să facă mai mult decât s-a făcut. De ce? Pentru că există prăpastia aceasta de 80 ani în care niciun jucător n-a apărut să joace în Europa sau să joace undeva la vreo echipă, ca noi, ca și echipa națională, să putem să... Nu putem să avem echipa națională fără jucătorii care să joace la echipe mari. Nu putem să avem o echipă națională, după părerea mea, fără echipe românești calificate în cupele europene, măcar în prima fază, nu zic și mai e departe. E alt fotbal din nu putem. Mai noi ce încercăm discutăm? Să dăm vina că, uitați-vă, mă uitam acum și pe la București, la toate emisiunile astea, toată lumea acum e mielușel, e cățeluș de la de, m-ați înțeles, până acum erau, mai ales domnii din generația, dar respectul meu, am copilărit și îi am la inimă și toată viața o să fie așa, dar vorbeau cu unii dintre ei numai răutăcios, numai că face Burleanu, că drege, că nu știu ce face. Păi joacă Burleanu. Burleanu face calotul național să aibă cele mai bune condiții. Nu joacă Burleanu. Joacă Mihai Stoichiță, nu, decât alege un antrenor care, mai devreme sau mai târziu, se vede dacă a mers bine pe mâna lui sau nu. Și uite că a fost foarte inspirat că l-a ales pe Edi Iordănescu și au fost mai inspirați că după campionatul de la Conference League nu i-a reziliat contractul și din contră i-a propus alt contract. A fost la un...
Au fost inspirați. Jos pălăria, nu ai ce să le reproșești din punctul meu de vedere. Când e rău, e rău. Dar când e bine, dacă și acum suntem răutăcioși, înseamnă că nu mai suntem oameni de fotbal, suntem altceva. Și a ieșit bine. Da, se poate vorbi despre șansa la tragerea asta la sorți care a avut loc la Frankfurt? Domn Cristi, și când am venit la dumneavoastră și erați aici, organizam această emisiune, se poate vorbi și de șansă, dar din punctul meu de vedere, toate echipele calificate la campionatul european au șansa lor. Pentru că sunt meciuri la un campionat european. Câte unul. Da. Acolo la un meci se poate întâmpla orice. Echipele mici nu mai sunt echipe. Vedeți și dumneavoastră, Moldova era să califice. Insule Feroe abia mai poate să-i mai bată echipele mari. Și Belarusul la fel. Kosovo, nu, Belarusul care a încurcat pe toată lumea. Adică de la cap la coadă. Și noi ne-am calificat din această grupă. Fără să pierdem. Fără să pierdem. Asta e cel mai important. Și e meritoriu pentru toată lumea care a fost angrenată. Și în primul rând și cluburile și acei jucători care... Dacă era după marea majoritate a presei sau după răutățile care se vorbesc în emisiunile respective, jucătorii aceștia care au dus greu și care au făcut majoritatea parte din generația Under 21 de acum câțiva ani de zile de la campionatul european, dacă a plecat urechea sau se luau după ceea ce spun dânsii, trebuia să zică, bă, suntem, n-avem valoare, suntem nou nei, mai să ne lăsăm de fotbal. Deci, nu știu, mie mi se pare că a unit un vestiar acolo. A unit un vestiar, într-adevăr. Este un tip foarte inteligent. Eu l-am văzut, am fost și am făcut un joc amical cu Astra. El era antrenor la Astra Edi, la momentul acela. Deci asta vorbim de 5-6 ani de zile, 7 ani, ceva de genul. În 2016. Vorbea în terminologie. Avea cuvintele la el tot timpul. Știa când să certe, când să ceară, când să țipe, când să stea jos. De unde a învățat el treaba asta? Probabil că și de la tatăl lui, este ceva din familie, dar vă dați seama că a stat în anticamera tuturor echipelor la care a antrenat și domnul Iordănescu, Angel mă refer, și la toate echipele pe la care a mai fost și echipa națională și a avut de învățat. Dar în primul rând el este un tip foarte, foarte deștept, foarte inteligent și muncește foarte mult. Ca să nu, că ai adus vorba de tatăl lui, de Angel Iordănescu, eu aș zice că ar fi totuși util ca la fiecare astfel de tragere cuplul Iordănescu să fie prezent acolo, pentru că văd că se fac niște alinieri de planete. Și conițele acelea au rolul lor în viața fiecăruia. Depinde cât crezi și cum crezi. Da, corect, este adevărat. Uite, jucăm la München pe Allianz Arena pe 17 iunie cu câștigătoarea play-off-ului B. Nu știu ce e acolo. Acolo este Israelul, este Bosnia, este Ucraina și Islanda. Eu parcă aș vedea Ucraina de aici, dar nu mai contează. Este o echipă pe care am urmărit-o și care au vrut unii să nu meargă în dauna Italiei. Până la urmă om vedea dacă se face sau nu se face o nedreptate sau se face o dreptate. Jucăm cu Belgia la Köln pe 22 iunie pe Rheinstadion. Și cu Slovacia pe 26 iunie la Frankfurt, pe Valda Stadion. Spune-mi, te rog, această echipă națională a României are șansa de a ieși din grupe dintr-o astfel de entitate pe care o stăpânește în clipa de față? Eu vă spun altceva. E. Dacă aș fi în măsura de a-i da un sfat lui Edi Iordănescu, i-aș spune să nu renunțe cel puțin 6 ani de aici înainte, pentru că o să depășească ceea ce a făcut tatălui. Na. Da. Și mi-asum ce să spun. Pentru că tatălui, să ne înțelegem asupra unui lucru, da, avea în lot tot lotul. Fotbaliști care în momentul ăla erau cu selecționata României între primele 20 de naționale ale lumii. Fotbaliști care ulterior cu toții s-au vândut și jucau în străinătate. Domn Cristi, dacă acum 4 ani această națională Under 21, construită tot pe proiect și pe strategia aceea de care vorbeam și la care a ajuns să termine și să ne facă fericiți la campionatul european, a avut valoare să ajungă acolo, jucătorii respectivi care erau la momentul acela la toate reprezentativele, în următorii ani, cât și anii aceștia și plus încă 5 ani mai înainte, o să facă parte din țările lor. Corect? Valoarea e acolo. Că nu s-au dezvoltat sau nu au ajuns la echipe
unde puteau să joace, după părerea mea, sau să crească, nu s-a întâmplat într-adevăr. Cum s-a întâmplat cu Foden, care e la Manchester City, și cu alți jucători. Vorbim de moaște. Dar, spuneam și revenim, când o ajunge acești copii între 25 și 29 de ani și cu copiii care vin din urmă, generațiile astea alte, m-ați înțeles, o să vedeți că noi de aici înainte, 6-8 ani de zile, o să fim pe cai mari. Și o să ne calificăm de fiecare dată și la mondial și la european. Cel puțin 6-8 ani de zile de aici înainte. Cred că cine se uită în momentul de față la emisiune și chiar fac un apel să nu aduceți prea multe invective către invitatul meu, pentru că el îi spune punctul de vedere. Și eu la rândul meu pot să-mi spun punctul de vedere și chiar mi-l spun. Spun doar că a fost o tragere la sorți norocoasă, în urma căreia România are posibilitatea să demonstreze aici în Germania, trecând de această grupă, mergând mai departe, că are valoare. Dacă va fi învinsă de toate celelalte trei, schimbă raționamentul. Eu vă spun că nu ne învinge nimeni la campionatul ăsta Europei. Adică nici măcar Belgia. Nu. Atunci este foarte clară treaba. Și dacă tot am ajuns la predicții și dacă tot am vorbit despre așa ceva, trebuie să ajungem și la șansele Petrolului pentru play-off și pentru Cupa României. Cum vezi tu echipa aceasta a Petrolului? Din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al echipei și al fotbalului pe care îl practică, suntem pe un drum bun, după părerea mea. Ca atare, și Petrol. Și Petrol. Ca atare, rezultatele care sunt, locul... Te-am prins într-un moment prost. Nu dai nimeni, nu vorbești, nu spui nume, nu faci nimic. Nu avem de ce. Deci, pentru că atâta timp cât sunt rezultate, când lucrurile merg bine, sportiv mă refer, așa. Pentru că pe partea cealaltă, să știi, sunt anumite probleme, n-ai ce să reproșezi. Pe ce să reproșezi lui Florin, care, să mă scuzați, face din Rahat Bici? Sau n-are cu ce să troznească, că îi mai trebuie ceva în fața acolo. Că dacă avea ce să troznească biciul ăsta, eram undeva pe locul 4, după părerea mea, nu, sau 3. Da, merita, Iulian? Da, pentru că suntem o echipă foarte bine organizată, din punctul meu de vedere, și asta este meritul lui Florin absolut, foarte bine organizată, din toate punctele de vedere, o echipă greu să-i dai, căreia să-i dai gol, și aici este meritul antrenorului și al jucătorilor, pentru că ascultă ceea ce le cere, tactic, mă refer, și pe partea cealaltă, dacă mai avea, sau în iarnă ar fi inspirați să ia un jucător de atac, dar la kilograme corespunzătoare, nu să fie ca noi. Ce drăguț ești. Eu zic că putem să ne gândim să intrăm în play-off și de ce nu să fim acolo în primele patru, nu neapărat șase. Da, dar nu, chiar dacă intrăm în play-off... Dar nu vorbești nimic de sacoșa cu bani. Păi sacoșa cu bani a cui? Păi a cui de bani? Păi nu mai are sacoșa. Din ce am auzit eu. A, nu mai are sacoșa? Nu mai are sacoșa. Dacă n-ai sacoșa, unde ți-i bani? Păi, din și atunci cum să mai meargă echipa? Că nu înțeleg. Păi merge de Nelan. Merge. Păi tu ai jucat vreodată de Nelan? Când te duci acasă, zice soția... Eu n-am apucat să joc fotbal de performanță, că știți că n-am mai mers în motorul, că mi-a rupt piciorul. Dar asta și eu pe lângă jucători și am, în ce am auzit și ale, fotbalul se joacă cu inima. Ok. Și când ajunge acasă, îi zice soția... Când ajunge, păi uitați, dacă nu era aici, am vrut să... Îți dau puțină inimă. Domnul Claudiu Tudor, dacă nu era dânsul, să-i mai țină un pic așa, că știe să-i țină și mai le arunc așa el ceva de la dânsul ca să fie treaba bună, era grav. Dar, având în vedere că e sufletist și e petrolist și convins, face ce face... Dar multă lume zice că e petrolistă. Dar eu văd, în afară de cel pe care l-ai numit tu, pe președintele Claudiu Tudor... Cam puțini și demonstrează. Ce să zic, e păcat. Județul Prahova are o posibilitate de a susține sportul și fotbalul extraordinar. Dar, din păcate, și aici eu tot autoritățile le văd de vine, că nu se implică. Dacă primăria și implicit domnul primar vrea să implice mai mult și să caute sponsori, eu zic că putea să găsească, părerea mea. Nu știu, e părerea mea, nu știu dacă... Păi s-a pronunțat, a spus da, dar numai cu condiții. Să fim și noi partea jocului, adică să vină cineva să de la noi acolo. Cineva anume, nu noi. Păi, na, iar ajunge. Păi totul se învârte acolo, ce să vă zic, nu mai zic nimic. Consiliul Județean, la fel, dacă ar vrea să implice, există în Prahova potențial enorm de a susține o echipă de fotbal. Și de ce crezi tu că nu se vrea? Probabil că
Nu știu, am înțeles că domnul Iulian Dumitrescu ar vrea ca să susțină începând în iarnă acum, din câte am înțeles eu și primăria. Spre de unde înțelegi tu mai mult decât înțelegi? Ce se vorbește în anticamere. Dezvonuri. Da, dezvonuri. Că și Consiliul Județean și primăria ar susține fenomenul Petrolul Ploiești. Și ar fi extraordinar din punctul ăsta de vedere. De ce? Vedeți și dumneavoastră, în momentul în care ai un ban public, poți să faci performanțe. De ce? Pentru că e sigur. Și ai și posibilitatea și este și voie. Și bineînțeles, sunt multe echipe care sunt susținute, nu știu cum, dar se poate lua proiectul lor de la Liga 1. Bă, cum te susține pe tine? Primăria și Consiliul Județean. Ia zi Galaciu, ia zi... Sunt foarte multe posibilități, ideea e să le cauți. Zile pe toate. Dar mai mult de atât, să vrei să ajuți echipa. Păi echipă Fanion, cum e Petrolul ăsta, chinuie în mocirile astea, de fiecare dată să ajungă să n-ai, să le dai salariul jucătorilor, vorba dumneavoastră, pe aia cum vii să joci? Cum să joci fotbal când tu îți iei banii la 3 luni? Și la 3 luni ca să nu te duci să bagi memoriu. Nu poți. Apropo, dar... îți place jocul în sine al echipei? Să știți, dacă îți place sau dacă nu îți place, ce crezi că le lipsește? Da, deci spre deosebire de anul trecut, când făceam mai mult antijoc și încercam să nu primim gol, jucam și cu 15 fund, undeva 4-5-1 sau 3-5-2 sau, mă rog, să nu primim și dacă se poate să dăm. Chiar și 5-4-1. 5-4-1, mă rog, cum jucam. Anul acesta s-a trecut la apărarea în 4, ceea ce a generat și un joc, să nu zic de posesie, poate sunt prea dulce, să fie un joc mai elaborat, în care se caută să ai mingea, se caută ca adversarul să ai tu mingea și adversarul să alerge. Ca atare, au fost foarte multe situații în care au venit și au marcat jucătorii din linia 2. Pentru că neavând un vâr de atac autentic sau linie de atac cum trebuie, au venit jucători precum Goza, precum Jair, precum Țicu, care au face și mă bucur pentru că e copilul meu crescut de mine, știți foarte bine, și mă bucur pentru el care a venit și cu gol. A fost o perioadă foarte grea pentru că eu vorbeam, poate nu zi de zi, la 2-3 zile vorbeam cu el și îmi spunea cât de greu este, dar este un luptător. Și eu cred că dacă va face niște jocuri bune până în primăvară, mai ales că postul de fundaș stângă la echipa națională este o problemă mare. Îl vezi pe acolo, a? Îl văd pe acolo, da. Și îl văd... În locul lui Bancu. Păi de ce nu? Bancu, el, Andres, care este la fel, joacă la Sparta Praga, Borza de la Rapid, e o concurență în patru, care joacă mai bine? Borza la fel, un copil cu care am lucrat 3 ani de zile la echipa națională. Și până la urmă ce lipsește Petrolului? Ce lipsește Petrolului? Păi lipsește stabilitatea financiară ca să aibă jucătorii liniște. În teren? În teren, părerea mea că îi lipsesc 3 piese. 3 atacanți? Nu. 2 atacanți. Doi atacanți și un mijlocaș. Pentru că linia de fund, din punctul meu de vedere, își face treaba. Ce mijlocaș? Servant? Îi trebuie un jucător care să facă diferența. Un jucător precum Budescu la Faru, nu precum Budescu la Petrolul. Dar mai dinamic un pic. De ce e acolo? A avut mai multe bice pe spate? Da, acolo e respectul, acolo e greu să... A, da? El s-a dus acolo din respect pentru Gică. Și aici la Petrolul nu era din respect, aici că iubirea lui. Mai mult ca acasă, lumea era învățat cu Budi. Budi nu poți să faci cu... Nu poți faci cu Budi, am înțeles. Budi e un jucător extraordinar. Dar trebuie să aibă respect, în primul rând, cum a fost cu Șumudic, a fost numărul 1, cu Hagi acum e numărul 1. Păi gândiți-vă, dacă Haru nu l-avea pe Budi în teren, era foarte greu să ia punctele pe care le-a luat în ultima vreme. Poate la sfârșitul săptămânii îi arătăm... Da, să ne demonstreze contrariul. Contrariul. Și știu ce să zic. Spune-mi, te rog, și vârfurile de atac? Vârfurile de atac... Ai spus deja două, mamă, două, păi da, dacă vin două titulare. Ne trebuie două vârfuri de atac, cu unul nu poți să faci. Eu l-aștept pe Omrani, de altfel, care are o calitate extraordinară. Dar dacă nu e ambițios și nu vrea să slăbească și a venit aici, nu știu, decât în vacanță sau că e mai aproape de București, nu poți să faci treaba. Adică, păcălești, dar, din punctul meu de vedere, contractul lui trebuia făcut în momentul în care începea să ajute echipa să câștige niște bani. Petrolul nu are vârf de atac? În afară de el? Un exemplu. Uite. Număr 9. Nu? Roman. Ce să... Am înțeles. Spune-mi, cine crezi că se mai impune în trecerea internă după play-off? Hai să nu... Adică cine va câștiga campionatul? Cine va câștiga? Dacă mă întrebați acum o lună de zile, vă spuneam că o să câștige FCSB-ul la pas. Dacă mă întrebați acum în urma acestor meciuri din ultima lună, vă spun că lupta o să fie între Craiova și Rapid. Băi mă, lași! Da.
Adică de ce? Ai sărit-o pe CFR din schemă. Da, CFR. De ce? Nu, pentru că... Nu-ți place jocul acestei echipe? Neapărat că nu-mi place, ce să vă spun... Locul e generos. Majoritatea jucătorilor sunt, de fapt, cred că 90%, 95% sunt jucători mercenari, ca să zic așa, străini. Asta este, mă. Momentul în care ai într-o echipă numai jucători străini și n-ai măcar 20-25%. Tu ai gândul tău cu românii. Jucători care să joace cu sufletul, pentru, păi, reveni la echipele naționale. Dacă Răzvan Burleanu și Federația nu dădea regula asta under cu under în teren, ce făceam noi? Noi care creștem copii. Și majoritatea cluburilor. Dar n-aveai scop. Mai ajungea vreun jucător să joace în Liga 1. Nu cred. Și la retrogradare pe cine vezi? Și la retrogradare, ce să vă spun, e foarte dificil. Știu că te seacă la inimă. Nu, e acolo să se discută în play-off, pentru că orice punct, adică orice meci... În play-out. În play-out, scuze, în play-out orice meci, ori te ridică, ori te coboară. Și acolo, dacă ai bătut o echipă de două ori, deja ai sărit. Am putea să zicem acum că nu există decât două care să vorbim de Botoșani și de Dinamo. Păi vrei să vă spun ceva? E. Păi ia gândiți-vă, între Dinamo și Petrol, câte puncte sunt înjumătățite? Păi da, da, sunt. Câte? 15, 16 puncte, 8. Înjumătățite? Înjumătățite, 8. Și 8 puncte e mult? Da, este enorm. Păi acolo, dacă ai pierdut un meci, ai curățat. De la 7-8 puncte în jos, toate echipele sunt la retrogradare. Adică diferență între ele. De ce? Două meciuri te aruncă și te coboară. Păi da, dar la ce ne uităm și ce vedem? E prematur să vorbim de play-out. Bine. Cupa României, cine o adjudecă? Miză mare anul ăsta. Cupa României, m-aș bucura și sunt convins că Petrolul se califice cu Sepsi, acum ultimul meci. Ne trebuie un egal. Joi la ora 5. Un egal ne trebuie să ne calificăm. Da, cel mai bine ar fi să câștigăm. Da, să câștigăm. O echipă care nu mai are nicio șansă. Corvinu, uitați, e Corvinu, cu Antonio Manolache, care e numărul 1 la, și vorbesc cu el aproape în fiecare zi. Un jucător extraordinar, ca și Țicu, de altfel, a fost în generația de 2000 a noastră la Petrolul, care e o generație extraordinară din toate punctele de vedere. Și vorbesc cu el și s-a creat acolo la fel o atmosferă și un da, e o emulație totală acolo, sunt mulți oameni. Mi se pare că le-a dat și dreptul de a promova, nu știu. Da, nu știu, și eu am înțeles ceva de genul ăsta, am vedea. Mai sunt doar două minute și trebuie neapărat să întreb care sunt planurile de viitor pe un segment de un an, așa, ale antrenorului Cojocaru. Păi, în primul rând, începem cu echipa națională, pentru că e maximul și e cea mai mare mândrie să reprezinți echipa națională și țara și tricolorul, să ne calificăm la campionatul european și acolo terminăm în primele 5-6, mergem la campionatul mondial. Uh-huh. Adică tin la maxim tot timpul, nu-mi plac jumătățile de măsură. Unde e campionatul mondial? Campionatul mondial, nu știu deocamdată unde se văd, dar campionatul european în Cipru. Campionatul mondial să vedem unde o să fie. Unde va fi? Da? Pe plan sportiv în Prahova, îmi doresc ca majoritatea sau toate cluburile să trimită copii la selecții, pentru că garantez eu că cei mai buni copii or să ajungă la echipele naționale și de fiecare dată, an de an, au ajuns cei mai buni copii, n-a fost un jucător să fie de valoare să ajungă la echipa națională, exclus să fie treaba asta, deci cei mai buni copii ajung 100% acolo. La mine, la Petrosport, ne-am îndeplinit obiectivele, deja ne-am autodepășit, suntem în play-off cu Under 19 și 17, ceea ce nu speram la începutul campionatului. La Junior C suntem locul 1, nu avem nicio înfrângere din 12 jocuri pe plan local, adică mergem și la turneul final și sper să facem o figură frumoasă. Și la Liga 4, că ne-am înscris și jucăm numai cu copii, de la 15 la 17 ani, să nu retrogradăm, să rămânem la Liga 4. Și de Petrolul n-ai zis nimic. Și de Petrolul să joace Cupa României, să ajungă cât mai departe și de ce nu să joace în pleu. Pentru suporterii ăștia minunați care săracii merg și vin și susțin și toată lumea îi judecă că să nu știu cum. Nu, sunt împătimiți. Dacă nu erau ei suporterii, nu exista Petrolul 52. Și dacă la un moment dat o să vină cineva de la Petrolul și să zică, bă, vrei să lucrezi la noi la Academie? Te duce? Eu tot timpul am fost deschis, dar cu anumite condiții. Ce care ar de fi performanță? Una, cea mai... Bază sportivă, infrastructură? E clar, nu te duce. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Nu am vrut să-l încurc pe Iulian, pentru că nici nu merită. Iată, a avut o grămadă de lucruri bune de făcut și de spus în această ultimă perioadă, de când nu ne-am mai văzut în ultimul an. Vreau să-i urez succes pe mai departe. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Sărbători fericite vă doresc dumneavoastră. Păi dacă studiouri urmează să vină și sărbătorile, să și dumneavoastră, stimați respectatori, vă dau întâlnire
la o nouă emisiune, cel mai probabil săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere! Sănătate!